Hopa! Ia uite, să încarcă să vin de pui. Să știți că s-a vândut pui aici. Pui. Ia uite ce apățim așa asta. Ce mă? Bă, i-a furat uleiul, după cum se vede. Fii atent. Dă-i drumul acolo. I-a furat uleiul. Ce-a făcut? I-a furat uleiul ăsta. Ăsta ce-i dat lor? Ce este? Vambetul, ce-i ăsta? Bă, domnule, omul ăsta cred că este victimă, cred că i-a furat cineva de la... Dumneata, ești cu tirul? Da. S-a furat uleiul? Da, de unde știți? Păi cum, de unde știu că eu sunt transportată, știu ce înseamnă. Vezi că ți-a furat uleiul de vitale. Ăla e căzut, că l-am pus acum la... Am înțeles, da. Dar ce-a făcut, ți-a furat uleiul? Da, mi-a furat uleiul. Cazurile astea sunt... Cazurile astea sunt cunoscute în România. Nu ești primul. Da. Ce faci, domnule? Să vând pui. Sunteți împreună? Știați? Sunteți împreună? Nu. Domnul, ce? Tu, domnul? Nu. Geana, să vând pui aici. Geana Hari Florin. Nu legitimez, nu e o problemă. Să vând pui, să știți. DSVSA-ul, am stat de vorbă cu ei și am spus că nu e voie. Auzi? Ești de la Vambet? Nu, eu sunt transportator. Fii atent, am bățuit-o și eu cu chestia asta. Ne-a furat uleiul. Și ai peste 70 de litri. Cât ți-a furat? 140 de litri. 140 de litri? 120 de litri am băgat săptămâna trecută. 100 Auzi, ce ți-a făcut? A zis că ți încarcă și ai stat sâmbătă duminică. Auzi, cerule camerele, vezi că-s camere pe aici. Ce să, că mi-mi zic că e poată de ulei jos când am... Că ți-a curs ulei. Nu ai spus, bă, dar 100 de litri nu există. Auzi, fii atent, obligă-i, fii atent, ce repede, să-ți dea, deci sigur nu ești al vambetului, nu-i vambetul ăsta? Sigur nu ești al vambetului. Sigur. Fii atent. Poliții știe să facă proces de urmă, să-i verifice DVR-ul, știi de ce? Că DVR-ul e conformitate cu 301, o hotărâre și legea 333. Uite-mă, Bogos, mă! Uite-mă, ăsta de la DSVSA, că vorbeam cu tine tocmai acum. Uite cum se vinde, unde-i magazinul ăsta aici, domnul agent de poliție? Vreau să cumpăr și eu, pot să cumpăr și eu 10 pui pentru mine? Bine, nu-mi dă... Ia uitați, să-i dați amende, că n-are mască, domnul polițist. La toți! Uitați, n-au măști. N-au măști, domnul n-are mască, domnul n-are mască, niciunul, nici doamna. Ia uite. Bună ziua, rămâneți pe loc, vă rog. Eu? Toți. Da, am înțeles. Vă rog să ne dați la Adrian Gen Costian Mănânesc, la Sfântul Atelier. Magazin. Hai mă, magazin, aici. Putem să mergem la magazin? La magazin, doamnă. Unde aveți magazinul? Unde-i magazinul, doamnă? Nu mai vinde, mă, o cimbită, mă. Avem voie la magazin. Să vedem păsările. Păi cum? Dragii mei, așa trebuie să fie magazinul. Trungar... Da, și hrană. A pus și hrana, de pare. S-a schimbat treaba. Ia. Corect, deci asta e bună starea mea, deci se poate. Așa se poate. Deci este un exemplu. A văruit. Unde era magazinul acesta special? Bogos. Amenajat, unde era acest magazin special, un spațiu special? Uite, Bogos, că se poate. La Albeș Paleologul? Unde e? Da. Uite, Bogos, că se poate. Ia, uite ce... Legal. Se poate. Așa trebuie să arate un, da, un magazin. Dacă arată așa, putem noi să zicem ceva la om? Are cântar aici. Nu ne ducem acolo. Băi, i-a furat uleiul ăla. Bă, tu zici, mă. Bă, dacă spun că i-a furat uleiul. I-a furat uleiul. Deci așa trebuie să fie, mă, magazin. Da. Ce vrei? Cocoș. Un cocoș. Da, bintanat. N-am văzut preț. Unde-s prețurile, doamnă? Doamnă, unde-i prețurile? Că vreau să văd și eu. Vreau să cumpăr un cocoș. Unde-s prețurile? Doamnă, dumneavoastră...
Nu mai aveți limbă sau ce? Vă întrebăm, unde, cât costă un cocoș? Vreau să cumpăr. Cât costă un cocoș? Unde e prețul ăla? Și găina? Și găina cât este? Vreau să cumpăr. Pot să-mi dau și eu masca jos? Nu, șef, șeful, ci că e Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu, șeful. Pot să-mi dau masca jos? Eu sunt vaccinat. Ai văzut mă ta la mare, toată lumea? Ce dacă? Să aduc o dovadă de vaccinare. Mai întâi spuneți cum vă numiți și după aia asta bine, da? Deci asta e discriminare. Ce? A? Auziți? Numai un pic, putem să vorbim cu dumneavoastră? Domnul agent de poliție. Uite, să vreau să luăm pui, uite, dumnealui, uite. Haideți că vă cheamă poliția un pic. Uite. Auziți, domnul agent de poliție, uitați aici. Dânsul, uite dânsul, domnul agent de poliție. Domnul agent de poliție, uitați-vă, domnule, că n-are mască, omul. Tata, dacă ești votat și tu. Bă, ăsta are camera acolo. Ia fii atent. Unde ai avut tirul? Du-te mă de aici, mă. Uite, are camera. Dar nu, mai au una. Mai au una, dar nu știu un nou băs. Du-te mă de aici, că nu cum să 100 de litri de ulei în pământ, ce ai? Eu am basculat, bine, ce aduc. Vedeți și pe dânsul, ați văzut că n-a apă, da? Da, mă, nu e ca singular. O să facă adresă, o să ia de vreo și acolo să vadă și pui și ori, nu știu, dacă îți dă ție, fii atent, numai bine m-a venit, da. Când? Să ne legitimăm, da? Da, agent șef patron Costeamă, noi vă să-i către el. Care e motivul legitimării? Motivul legitimării este că dumneavoastră este o persoană agitată. Eu? Da, eu sunt, nu scrie în lege. Este o persoană agitată și semănați cu o persoană care este căutată. Semăn. Da. Ia mă la post. De cine? Căutată ești, de cine? Ești urmărit. Sunt urmărit? Internațional, da. Sunt urmărit internațional? Da. Dragii mei, omul acesta spune că sunt urmărit general. Semănați, domnul. Deci, ce minte omul, că ce semăn. Sunt o persoană urmărită. Poți să-mi las masca? Poți să-mi las masca jos? Semăn? Uite. Domnule, i s-a părut. Nu vă gați vorbim gură. Urmărită pe YouTube. Nu vă gați vorbim gură. Ați spus urmărită și atât. Domnule, de asta se întâmplă în România, ci că m-au legitimat. Domnule, motiv? Ce? Vă rog frumos să vă legitimați. De ce? Motivul? Nu te-ai legitimat, dumneata. V-am spus motiv. Nu, dumneata, nu te-ai legitimat. M-am legitimat? Nu. Încă o dată, o să regăt. Agent șef patru Costean la secția 3 Liești. Așa, unde? De la secția 3 Liești. A, 3 Liești, așa. Da, secția 3, okay. Poliția Rurală Liești, da. Ok, eu mă legitimez, nu refuz. Da, vă rog. Care e motivul legitimării? Motivul legitimării este că sunteți o persoană agitată. Eu? Da? Eu te mă și aveți semnalmetri unui urmărit internațional. Vă rog frumos să-mi prezentați un act de identitate. Nu. Nu aveți? Nu. Atunci o să vă rog frumos să așteptați. Da? Să lămurim problema pe care o semnalează domnul. Da. Cu un furt. Da? Și o să mergem la secția de poliție. Vă dau datele. Vă dau datele. Acum. Gianna Hare Florin. Vă rog frumos să prezentați un act de identitate. Nu spune neapărat să-l am. N-am. Bun, atunci o să trebuiască să mergem la... Domnule, dumneata, nu mi-a încălcat drepturile. Nu vă încalci un drept. Ba da, mi-l încalci. Bun, o să răspund. Gianna Hare Florin, 13-12-71. Nu, dumneata, scrii pe foile alea, nu scrii pe foaia de agenda care este înregistrată. Nu există pe foaie volantă. Hai mă să mergem. Hai să mergem. Ia uite că sunt urmărit neama tale. Ce agenți de poliție aici? De ce închide? Că vreau să iau găini, pui. Domnule, cine ești, domnule, dumneata, dar spui că mă arestez, că sunt urmărit? Să ne facem treaba. Da, vă lăsăm. Băi, fii atent. Dă-te la o parte, că pormul știi de ce? Zice că dă-te la o parte, că știi de ce? El vrea să te sancționeze, mă, înțelegi? Puteți primi sancțiuni dacă... Nu, uite, ne dăm la distanță, ia uite. Ne dăm la distanță. Ne dăm la distanță. Băi. Mihai, lasă-i de la distanță, vină cu acești, știi de ce? Oamenii aceștia nu sunt profesioniști. Fii atent, a spus că noi suntem urmăriți general, că se mănâm. Ai spus că ești
suspect. Suspect? Dar de ce? Ce fel de suspect? Urmărit. Urmărit general. Urmărit? Da. Cine? Ia să vedem. Băi, ce fac? Vino mă încoace, mă. Uite, băi, băi. Uite-te cu alea, mă. Bă, ăsta l-am văzut. De la distanță l-am văzut. Pe partea am văzut când am trecut, imediat. Poc. Nu mă, furtul de ulei, bă, tu nu înțelegi, uleiul și motorina pe rezervoare, că ai cu două, înțelegi? Cu 9 rezervoare, cu 200 de rezervoare. Ia uite-l, tata. Câtă școală îți trebuie ca să vezi repede așa când ești specialist, cum ziceam în da? Turul, returul, înțelegi? Ia uite ce aici, așa tot. De la rezervă, da, de la direct. Ia uite, pistolul, înțelegi? Da, cilindru de basculă. Aici, ia uite, aici, fiate, știi ce e aici? E lapte, înțelegi? Aici e lapte, lapte. Da, de aici te hrănești. Da, acolo e ulei de mâncare, înțelegi? De acolo e lapte. Aoleu, hai mă, ia vină cu aici, ia. Acolo e rezervorul pentru... Săracii piriști, ce pățesc ei prin afară, da? Și cine credeți că le fură aia? Tu românii. Doamne. Sau uite faca mă, Carova. Da? Știu, ietă, ietă Carova. Domnul Bogos. Băi, 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 băi. Știu, ietă, ietă Carova. Știu, ietă. Ietă polițistul neprofesionist. Aveți grijă, doamne, că pe aici aleargă contabil, preludiu cu fugă. Ai auzit, mă? Uite, m-a venit de să vezi să iau galați, mă. Înțelegi? Da. Deci, trebuie să mă duc la... Hai să ne ținem de mână, să mergem la domnul polițistul. Domnul politist. Nu pleci. Domnul politist a spus că suntem... Eu sunt urmăritul general. Și vreau să mă predau. Și vreau să mă predau. Atenție că sunt urmărit general. Aveți grijă că e și poliția aici. Dar de ce? Ați făcut rău? Că zice el, nu știu, eu un urmărit general fuge, dar eu nu fug. Gata, v-a lămurit, nu vă mai dă. Deci nu mai vinde, doamnă, nu mai vinde. De ce? Le-a leșinat cocoșii înăuntru și s-au otrăvit cu... Când ne apropiem noi... N-au mască. Noi am văzut doi cocoși, iată, ați mai văzut vreodată să săcare cocoși și găini cu ambulanță? Unde? În România. Fiam cu oameni, fiam cu oameni săcare. La Vaslui, la ferma lui ăsta, a încărcat cocoși și găini în ambulanță. Ambulanță din aia veterinară. Exact ce ai zis, da. Era de-aia veterinară. Și ne-am dus noi cu Nino și m-am dus la ei, zic. Nu vă supărați. Dacă am trei cocoși și o găină, mi salvați? Da, le faci și resuscitare. Și când a deschis ușile, ce crezi că a găsit în ambulanță? Ce crezi că a găsit în ambulanță? A? Cocoși? Cocoși, găini, rațe, găște. Era mult bani. Era ambulanță veterinară. Veterinară. Uite, mă, Bogos, mă. Măi, Bogos, mă, cu camertan. N-ai, mă, magazin, mă. Să vedem programul, cum se numește magazinul. Bogos, Bogos, Bogos. Mă, fănele, mă. Ce-ai făcut, mă? Ți-ai luat amendă 24.000 de lei plus 4.000, câte? Două amenzi s-am dat până acum. Îți mai dau încă 10, mă. 100 i-am zis, mă, parcă. Ai zis tu, mă, ieri, mă, tu, marele patron, că mi-aduci tu mie cocoșa, gratis, mă, și furate. Furaș, patronul, mă, să-mi aducă mie cocoși, găine, du-te, mă, Fărica, că nu te primezi, mă. Ia uite, ia uite, are drept, ia, ca la pușcărie, ia, uite pe doamna, ia, ne vinde trei cocoși. Doamne, aveți grijă cu domnul Bogos, că a luat programul de aici și leșină cocoșii înăuntru. Dumneata știi să dai bonuri, doamna nu știe să bată pe casă de marcat. Și ouă ciobite, nu mai vindeți ouă ciobite? Eu, vă luați amendă și pe asta, fiți atenți, vă dau și pe asta.
Lasă că o să primești și aici 24.000 de lei. Nu, mă, mie îmi place firma asta. Până la un punct, da, și am spus, fii atent, ce-am văzut acum, mi-a plăcut. Am colaborat. Bă, ce-am văzut acum mi-a plăcut. Cred că e prima dată. Păsările își iau zborul. Așa cum trebuie. Adăpate, la poarta mâncare, a unității. La poartă, nu înăuntru. Poartă, da, păi nu poți să lași ca să acolo, acolo. Un spațiu special amenajat, unde sunt depozitate, le poți servi, au hrană, au apă. Corect. Vii, cumperi, pleci. Avea așa ceva la Albești Paleologul, ceea ce ai cerut tu? Nu, deci atunci, dar de ce aici se poate? Da, a văruit. Da, a pus substanță. A făcut doamna instructajul. Să fie un exemplu, așa trebuie să vadă toți. Deci așa, Fănele, am spus, Fănele, am spus că dacă tu aici, tu faci... Îl lauzi. Garantat îl lauzi. Așa ai spus. Garantat îl lauzi, nu se discută, da? Adică cum am făcut chestia asta? Zic, băi frate, stai un pic, omul s-a greșit și a recunoscut greșelile, s-a îndreptat, a plătit amenzile. Da, nu neapărat tate, amenzile vrem să le să nu, noi până ne interesează amenzile. Da? Ne interesează că, uite, doamna vrea un cocoș. Eu nu pot să iau cocoș. Nu vreți cocoș, doamnă? Găină. Lucrați aici. Doamne, nu știu, de a astăzi, aici lucrați. De ce uite Fănele? Nici angajați. Nici angajații tăi nu au cum să intre la pușcărie la tine aici, Fănele. E târziu. E târziu și la pușcărie, la Vaslui. La Vaslui. Fănele, Fănele, ia uite-te tu prin camera asta de la abatorul lumatale. Măi, bă, a fost la Prahova, mă, astăzi m-a fost chemat la Prahova. Înțeles? Cred că a făcut magazinul, s-a dus și la inaugurat. L-a inaugurat acolo. La Albești, Paleologul Prahova. Uite, doamna nu poate să intre. A inaugurat, ai văzut cum să se ducă să mănânce, să mănânce coșul. Bă, dar șoferul, mă. Ia să mă să stăm de vorbă, mă, să vedem, mă. Eu am crezut că e de la ăștia de aici. Scrie Van Bet pe el? Nu, nu e Van Bet. Am înțeles, dar nu e Van Bet ăsta. Am văzut cum e Van Bet. Am înțeles, da. Dar sunt din ăștia care sunt închiriați în drumul, aduce materii prime, de la Constanța, ștroturile. Bă, tu nu înțelegi. Că, asta cu tirurile, asta e fenomen de furt de motorini și ulei, în draș, ce ai? Și nu cine fură? Fur eu uleiul? Pe ce dracu să fac eu cu ulei? Nu, și eu am lucrat la noi la Grimon, la mașini în care nu s-a întâmplat. Era paz, au paz la poartă. O cameră acolo cu de neprofesioniști. Una după acolo, e neprofesioniști. Chiar o zi a pierdut. Uite, bă, stă oamenii angajați tăi la poartă, bă. Și-a uitat una capul acasă și nu mai poate să... Iar a venit mă la Cotcodac? Deci, atent, ei nu se sincronizează nici cu proprii angajează, înțelegi? Da? Uite, mă, Fane, mă, că prin ochii mei vezi, mă, tot ce se întâmplă la tine aici, mă. Angajații tăi, doamna de la poartă a făcut să ducă după cocoș. Ci, păi la noi în poartă e o mașină parcată. La primar în poartă, mașină parcată. L-am băgat. Jugure. Jugure. Da. Ce faci, bre? Ești piratul? Lasă, bre, că nu... Lasă, că nu-ți face bre nimeni. Deci îți dai seama? Ci că nu s-a văzut pe cameră nimic, bruiaș, cum așteptam, pentru că firele UTP, FTP, balonul ăla prost, coxat, sursa aia proastă pusă acolo, o cameră de proastă calitate, ce dracu să vadă aia? Nimic. Și băiatul mi-a spus, ce profesionist, bă, profi, băi, așa ceva, i-a plăcut băiat. I-a spus, o să vezi când mi-i prinde, înțelegi, pe hoți, și o să-mi vină, să vină și cu cratofi prăjiți, de la ăla, cum îl cheamă, cu pâmă, practic, ăla de la Însurăței, mă. De la Însurăței, da, Petrovici, Mihai. Petrovici ești, mă. Petrovici, cartofi, da. Băi, îți dai seama, nu o să mai dorm în seara asta, că mi-a făcut ăsta el dosare. Înțelegi, cum o fi, dosarele Viorele sau cum? De-astea, era unul la noi, comandant de poliție, mare, dosarul Viorel. Bă, s-a făcut de râs inspectoratul Prahova, lasă-o ușor, mă. Inspectoratul Prahova că l-a luat până Viorel, înțelegi? Și la, că l-am fi arestat în Prahova. Pe urmă, când a zis, ia stați-mă un pic, cum adică să-l luăm numai până Viorel? Hai să-l luăm și pe unul de la Mizil. L-a arestat și pe ăla. Acum nu știu dacă a fost, că n-au fost vinovați oamenii, că le-a dat drumul. E, lui ăsta... I-a furat uleiul, înțelegi? Uleiul. Și unul pe la Ianca, care vinde cratofi,
de ăla cu goarnă. Vinde cartofi, ceapă, roșii, producător agricol, ăla, înțelegi? Care are trei, cât a zis, mă, trei WC-uri în casă. Mani. Da. Are mai multe WC-uri, dragi, are mai multe WC-uri decât camere în casă. Dragii mei, m-a sunat Mani. Și mi-a spus, începe el să-și arate el că e mare grozav. Și inteligent, îți place cum da. Place și mare de ăsta, cum îi zice, mă. Era Marius Gavrilă. Marius Gavrilă, da. Evident. E pregătit, mă. Unde se duce, mă? Nu-i poliția încolo? Încolo era poliția. Pentru că e de drum. Și unde? Da. Brăila nu știa, mă, n-ai văzut că spunea că să vinde, că nu se vinde. Deci, e DSVS-ul, Brăila. Ia. Vreau să mă predau. Dacă sunt urmărit general, vezi că vine poliția. Așa. Da, ia uite-i tată. Pot să mă aresteze. Da. Deci fii atent, dacă zice că vrea el neapărat pămâniți că i-a sărat, tu i-a râs cartea de identitate și spui. Declar a ta, mă, tu, a cartea ta și spui. Da, du-te și ia cartea de identitate, du-te și eu, du-te, hai. Du-te și ia cartea de identitate, ca să poți să-i fac plângere domnului polițist pe 360 pentru purtare abuzivă. Am dreptul, domnule, nu-ți este rușine ca polițist să minți în halul ăsta, să spui că sunt căutat sau că semăn cu o persoană căutată în sistem? Hai, mă, că nu mai găsești tu hoțul. Hai, mă, uite, ia. 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 În cazul să vadă exact la cameră, că eu am văzut camera și am parcat-o exact pe tu camere. Știam câți camere. Deci am lăsat-o puțin mai așa, încât camera să vină pe rezervor de motorină. Nu. Nu. Ce faceți, mă? Nu înțelegeți, oameni buni. Cum să se duc? Cum să se ducă, mă, 100 de litri de ulei într-un pământ tare? Na. Tu ți-ai umplut rezervorul acum? Termin? Ți-ai umplut cu ulei? Da, am umplut, da. Deci de ce n-a mai curs? Cum? De ce n-a mai curs? Păi nu, nu... Dar atenție, vezi că uleiul nu se duce în pământul ăsta, sunt nicio formă. Nu, ăsta rămâne pat aici. Dacă l-a luat cineva, ulei. Profesionist. Furtul de ulei și motorină la camioane, eu spun că am condus firmă de transport, da? Asta voiam să... Și nu cu un camion, două... Asta e furt. Eu la rezervor de motorină am antifurt. Dragii mei, există un HG301/2012, polițiștii sunt obligați să solicite prin legea 333/2003, sunt obligați să solicite imaginile camerelor, dar după cum vă spun eu, vorbesc încet, deci ce agresiv sunt polițiștii, ca asta ce promesc să zică că să-i deranjez așa, să mă depărtez de aici. Vă garantez că oamenii aceștia nu or să prindă, sau dacă or să prindă, e fericit, da? Uite, o să iau legătura cu șoferul să-mi spună dacă a prins hoțul. Adică, e ca și cum, domnule, dânsul a zis că sunt urmărit general. Domnule, vreau să mă predau, dacă sunt urmărit general, vreau să mă predau. Nu, dar de ce ai zis dumneata chestia asta? Dar nu te împiede, merg pe drum, domnule. De ce? Te nu-ți văd 2 metri? Nu vă este rușine să spuneți chestia asta de 2 metri, că eu să merg pe drum. Dar ce am zis? Dar cum adică de 2 metri și tot? Stau eu, 3 metri, nu 2 metri. Da? Domnule, are camere, da? Nu o să vedeți nimic pe camere. Băi, băiatule, să dai numărul de telefon 0749220090, numărul meu, să ne sunăm, da?
Și o să cer și eu când îi face plângere la acești polițiști să vedem dacă a prins ceva. Pa, sănătate! Ce ți-a zis? Că s-a scurs uleiul pe jos. Hai, mă, ce mi ți-a zis, mă? Omule, să-mi dai și mie numărul tău de telefon. Auzi? Până faci tu aerul să-mi dai numărul de tău de telefon, mă. Că vreau să mă interesez dacă polițiștii ăștia a prins. Dacă prinde hoțul. Uitați cum arată doi polițiști profesioniști. Dânsul acuză anuncii că-i se pare lui. Motiv de legitimare, nici nu știe legea polițistului, dragii mei. Omul acesta nu e un profesionist? Nu e. Dă-mă numărul tău de telefon. Eu nu mă încoace, mă. Uite, băi, băi. Uite-te cu alea, mă. Bă, ăsta l-am văzut. De la distanță l-am văzut. Că, pe partea am văzut când am trecut, imediat. Poc. Nu, mă, furtul de ulei. Bă, tu nu înțelegi. Uleiul și motorina pe rezervoare, că ai cu două, înțelegi? Cu 9 rezervoare, cu 200 de rezervoare. Ia uite-l, tata. Câtă școală trebuie ca să vezi repede așa când ești specialist, cum ziceam noi, da? Turul, returul, înțelegi? Ia uite ce e aici, așa tot. De la rezervă, da, de la direct. Da. Uite, pistolul, înțelegi? Da, bă, cilindru de bascula. Aici, ia uite, aici, fiate, știi ce e aici? E lapte, înțelegi? Aici e lapte, lapte. Lapte, de aici te grănești. Da. Acolo e ulei de mâncare, înțelegi? De acolo e la urmă. Aoleu, hai mă, ia vină cu aceea. Acolo e rezervorul pentru... Săraci piriști, ce pățesc ei prin afară, da? Și cine credeți că le fură aia? Tu românii. Sau uite faca mă, Carova. Da? Știu, ietă Carova. Domnul Bogos, băi. Ietă Carova. Știu, ietă polițistul neprofesionist. Aveți grijă, doamne, că pe aici aleargă contabil, preludiu cu fugă. Ai auzit, mă? Uite, m-a venit de SVS o galas, mă. Înțelegi? No. Deci, trebuie să mă duc la... Hai să ne ținem de mână, să mergem la domnul polițist. Domnul politist. Nu pleci. Domnul politist a spus că suntem... Eu sunt urmăritul general. Și vreau să mă predau. Și vreau să mă predau. Atenție că sunt urmărit general. Aveți grijă că e și poliția aici. Dar de ce? Ați făcut rău? Zic că zice el, nu știu. Eu ne urmări general fuge, dar eu nu fug. Gata, v-a lămurit, nu vă mai dă. Deci nu mai vinde, doamnă. Nu mai vinde. De ce? Le-a leșinat cocoșii înăuntru și s-au otrăvit cu... Când ne apropiem noi... N-au mască. Noi am văzut doi cocoși, iată, ați mai văzut vreodată să săcare cocoși și găini cu ambulanță? În România. Fiam cu oameni, La Vaslui, la ferma lui ăsta, a încărcat cocoși și găini în ambulanță. Ambulanță din aia veterinară. Exact ce ai zis, da. Era de aia veterinară. Și ne-am dus noi cu Nino și m-am dus la ei, zic. Nu vă supărați. Dacă am trei cocoși și o găină, mi salvați? Da, le faceți și resuscitare. Și când a deschis ușile, ce crezi că a găsit în ambulanță? Ce crezi că a găsit în ambulanță? Cocoși? Cocoși, găini, rațe, găște. Erau bani, era ambulanță veterinară. Veterinară. Uite, mă, Bogos, mă. Măi, Bogos, mă, cu camertan. N-ai, mă, magazin, mă. Să vedem programul, cum se numește magazinul. Bogos. Mă, fănele, mă. Ce-ai făcut, mă? Ți-ai luat amendă 24.000 de lei plus 4.000. Câte? Două amenzi am dat până acum? Îți mai dau încă 10, mă. 100 i-am zis, mă, parcă. Ai zis tu, mă, ieri, mă, tu marele patron, că mi-aduci tu mie cocoșa gratis, mă, și furate.
Furaj. Patronul, mă, să-mi aducă mie cocoș și găine. Du-te, bă, Fărica, că nu te primezi, bă. Ia uite. Ia uite. Are drap. Ia, ca la pușcărie, ia. Uite pe doamna, ia. Ne vinde trei cocoși. Doamna, aveți grijă cu domnul Bogoș, că a luat programul de aici și leșină cocoșii înăuntru. Dumneata știi să dai bunuri, doamna nu știe să bată pe casă de marcat. Și ouă ciobite, nu mai vindeți ouă ciobite? Eu, vă luați amendă și pe asta, fiți atenți, vă dau și pe asta. Lasă că o să primi și aici 24.000 de lei. Nu, mă, mie îmi place firma asta. Până la un punct, da, și am spus, fiată, ce am văzut acum, mi-a plăcut. Am colaborat. Bă, ce am văzut acum mi-a plăcut. Cred că e prima dată. Păsările își iau zborul. Așa cum trebuie. Da, așa adăpate, cum, la poarta mâncare, unității. La deci poartă, nu înăuntru. Poartă, da, păi nu poți să lași ca să... Acolo. Acolo. Un spațiu special analizat, unde sunt depozitate, le poți servi, au hrană, au apă. Corect. Vii, cumperi, pleci. Avea așa ceva la Albești Paleologul, ceea ce ai cerut tu? Nu, nu. Deci atunci, de ce aici se poate? Da, a văruit. Da, da, a pus substanță. A făcut doamna instructajul. Să fie un exemplu, așa trebuie să vadă toți. Deci așa, când Fănele, am spus, Fănele, am spus că dacă tu aici, tu faci... Garantat îl laud. Așa ai spus. Garantat îl laud, nu se discută, da? Adică, cum am făcut chestia asta, zic, băi frate, stai un pic, omul s-a greșit și a recunoscut greșelile, s-a îndreptat, a plătit amenzile. Da, nu neapărat tate, amenzile vrem să le... Nu, fie, noi da, ne interesează amenzile. Da? Ne interesează că, uite, doamna vrea un cocoș. Eu nu pot să iau cocoș. Nu vreți cocoș, doamnă? Găină. Lucrați aici. Doamne, nu, domnule, nu știu, de vei intră pe poartă, de vei intră pe program. A, astăzi, aici lucrați. Deci, uite, Fănele. Da. Nici că angajați... Nici angajații tăi nu au cum să intre la pușcărie la tine aici, Fănele. E târziu. E târziu și la pușcărie, la Vaslui. La Vaslui. Da, are fermă. Fănele, Fănele. Ia uite-te tu prin camera asta de la abatorul matale. Măi, bă, a fost la Prahova, mă, astăzi, m-a fost chemat la Prahova. Înțelegi? Cred că a făcut magazin, s-a dus și la inaugurat. L-a inaugurat acolo. La Albești, Paleologul Prahova. Uite, doamna nu poate să intre. A inaugurat, ai văzut cum să se ducă să mănânce, cocoșul. Bă, dar șoferul, mă. Ia stai, mă, să stăm de vorbă, mă, să vedem, mă. Dar eu am crezut că e de la ăștia de aici. Scrie Ivan Bet pe ele? Nu, nu e Ivan Bet. Am înțeles, dar nu e Ivan Bet ăsta. Am văzut că e Ivan Bet. Am înțeles, da. Dar sunt din ăștia care sunt închiriați, în drumul aduce materii prime, de la Constanța, ștroturile. Bă, tu nu înțelegi. Că asta cu tirurile, asta să fie fenomen de fur de motorin și ulei, îndraș, ce ai? Și nu, cine fură? Fur eu uleiul? Pe ce dracu să fac eu cu ulei? Nu. Și eu am lucrat la noi la Gibon, la mașini în care nu s-a întâmplat. Era pază, au pază la poartă. O cameră acolo cu de neprofesioniști. Una după acolo, e neprofesioniști.